Новым годом! Pentru mine, anul 2017 a fost un an complicat, cu provocări și încercări majore, dar și cu realizări importante. Am avut o agendă de lucru foarte consistentă, cu multe întrevederi oficiale, cu vizite de lucru și întâlniri cu cetățenii din Moldova. Еще одна духовная встреча. Să știți că indiferent cu cine am discutat, cu președinți de țară din Est sau din Vest, de fiecare dată am simțit respectul foarte mare manifestat față de țara noastră. Господин премьер-министр, президент Путин сказал не так давно, что Российская Федерация не участвует во вмешательстве на государственном уровне в внутренние дела других стран. Вы в это верите? Куда Дона спросить, он знает. Dar iată noi, cei care locuim în patria noastră, în Moldova, noi simțim deficitul de un astfel de patriotism sănătos pentru propria țară. Fiecare dintre noi trebuie să-și asume o parte de responsabilitate pentru ceea ce se întâmplă în țară. Fiți de gata, atunci când o să vă spun, fiți la Chișinău. Toți. 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 Dar eu simt că lucrul ăsta se apropie. Vă doresc ca noul an fiecare familie să-și poată realiza visurile. Îmi doresc ca fiecare copil de la noi din țară, ca fiecare copil copiii noștri. Copiilor și părinților dumneavoastră. La mulți ani!